meditația este un fel de art peste timp și își propune un dialog intergenerațional. Este chiar foarte frumos că 24 de artiști plastici s-au gândit să salveze lumea, să sprijine activitățile care decurg din această pandemie. Și ne bucură faptul că au ales Crucea Roșie să facă această donație. Le mulțumesc din suflet pentru acest frumos proiect și nu numai lor, și la Digi24 am aceleași mulțumiri și nu în ultimul rând gazdei noastre, Artmark, care și-a dat tot concursul pentru ca acest eveniment să fie unul notabil. Român a dat tot timpul dovadă de generozitate. Sigur, acest eveniment nu se adresează oricăror oameni. Sunt oameni cu venituri mai mari și care sunt convins că vor face donații, pentru că ele în fond sunt niște donații, aceste tablouri, donații către Crucea Roșie, pentru a putea întregi tablouri de ajutoare pe care le-a oferit Crucea Roșie în perioada acestui mare flagel care este pandemia. Sunt convins însă că opinia publică are o idee despre ce se întâmplă la Crucea Roșie și a apreciat întotdeauna activitățile Crucii Roșii. M-a mirat în mod plăcut și le mulțumesc încă o dată artiștilor plastici că s-au gândit la semenii lor. Îmi doresc să o facă și alții și să avem cât mai multe acțiuni comune care să nu ducă la altceva decât la un lucru mai bun către populație și către țară. 24 de artiști contemporani de renume s-au alăturat cauzei Crucii Roșii, s-au solidarizat cu obiectivul acestei societăți. Toate aceste lucrări sunt reprezentative pentru scena artei contemporane românești, pentru că ei au pus România pe harta internațională a artei. De exemplu, lucrarea de Marius Bergea, pe care o regăsim la parter, este o lucrare recentă și face parte dintr-un ciclu care se focusează pe portretele tinerilor născuți și crescuți după Revoluția de la 1989. Mesajul acestei licitații pornește de la perenitatea schimbării, că orice lucrare, indiferent de periodizarea sa, la un moment dat a fost contemporană, iar artistul său a șocat și a intrigat. Licitația se deosebește de celelalte ediții de profil din trecut, din punct de vedere tematic, prin construcția sa pe acești trei stâlpi temporali, trecut, prezent și viitor. Ștefan Câlțea este un artist care a creat un univers imaginar propriu, dominat de personaje fantastice, de clovni, de insule plutitoare. Această lucrare este dominată de o lumină diafană, care parcă vine așa de niciunde și potențează culorile folosite. Regăsim personajele tipice universului Ștefan Câlțea, clovni care amintesc de spectacolele sau jocurile medievale, ce erau însoțite de alaiuri și cortegii carnavalești. Cealaltă lucrare, de asemenea impresionantă, de Ștefan Câlțea, este construită în jurul unui cuplu, un personaj feminin și unul masculin, protejate de acel glob de sticlă menționat mai devreme. Deasupra personajelor plutește un pește, peștele fiind un simbol ancestral cu semnificații multiple. În primul rând ne vine în minte semnificația creștină. În lucrările lui Ștefan Câlțea totul este posibil, tocmai datorită acestui caracter oniric.